Începem, da. Bună dimineața, suntem live pe pagina de Facebook Țepter Internațional România de la Centrul Bioptron, aici de la sediul Țepter, situat pe Bulevard Bundin numărul 70. Alături de mine este doamna doctor Iulia Bel, bună dimineața, sunteți medicină, medicină fizică și reabilitare medicală. Știu că dumneavoastră folosiți Bioptronul în activitatea dumneavoastră și l-ați folosit de-a lungul timpului. Una dintre principalele întrebări care ne-au venit de-a lungul pe pagina noastră de Facebook este legătura între Bioptron și procesele anti-aging. Da, este o preocupare constantă a publicului, toată lumea vrea să rămână veșnic tânără și de aceea această întrebare vine destul de des, dar este un răspuns extrem de complex și de durată. Știu că, în general, oamenii când spun anti-aging se referă în special la frumusețe, fața să arată veșnic tânără. Anti-aging presupune mult mai multe. Da, ca să mă refer numai la față, într-adevăr, terapia cu lumină polarizată, pentru că îmbunătățește circulația locală, normal că va avea un efect pozitiv asupra aspectului pielii. Pielea, dintr-un aspect, va avea un aspect mai radios, mai luminos, îmi stimulează formarea de fibroblast, celulele care ulterior sintetizează colagenul, colagenul care dă fermitate pielii, colagenul care va face ca ridurile subțiri, cele fine, să dispară, iar ridurile instalate, cele mai profunde, să se atenueze. Deci, cu alte cuvinte, să dau un aspect mai tânăr pielii. De asemenea, odată cu înaintarea în vârstă apar petele maronite, bătrânețe, tași, senil, cum se numesc. Lumina Bioptron, prin componenta antipigmentară și în special în coloterapie culoarea verde și într-o anumită lungime de undă corespunzătoare culorii respective, poate să ateneze și aceste pete. În general, are aspect asupra vascularizației și asupra producerii de fibre de colagen și de elastină, ceea ce dă o față mai tânără, luminoasă, radioasă și sănătoasă. Și să le arătăm celor care ne urmăresc, alături de noi este o pacientă, da? Asta, vorbim despre un aparat. Ce fel de aparat Bioptron? Acesta este un Bioptron Pro 1. Sunt trei tipuri de aparate Bioptron. Se diferențiază prin diametru, 5, 11 și 15 cm. Efectul este absolut același. Este vorba de eficiență în timp, cât trebuie să tratăm o zonă mai mare. Și atunci acolo, cu cât zona de tratat mai mare, folosim un Bioptron cu o rază mai mare. Pentru domnișoara, am spus că pot să folosesc un scop anti-aging sau să previn ridurile, nu numai să le combat. Dar sunt probleme de acnee la adolescenți și atunci tratamentul cu Bioptron este un tratament foarte bun, pentru că prin diversele filtre de culoare mă pot adapta și pot trata acnea în diversele sale stadii de dezvoltare, de iritație, de pustulă, adică apariția coșului, după ce coșul a fost tors, când a rămas o cicatrice, când a rămas o cicatrice veche. De asemenea, în acnea seboreică, frecvent întâlnit această întrebare, atunci când tenul secretă mai mult sebum, este un ten gras, lucios, reglează secreția de sebum. Dar, profilactic, o dată pe zi, îți pui masca din săptămâna respectivă sau crema de zi și stai 10 minute cu lumina Bioptron asupra feței. Aceasta nu va face decât să faciliteze penetrarea substanțelor active din masca sau din crema respectivă și efectul va fi wow. Andreea știu că își dorește să atenueze ritmurile de expresie. Deci poate vinde cum folosim acest aparat. Adică folosim crema și folosim aparatul, aplicăm 10 minute în fiecare zi. Da, dacă vrem pentru riduri, da, sau pentru hidratarea pielii, o cremă hidratantă sau o cremă anti-rid, da, se poate aplica după ce pielea a fost curățată, da, se aplică crema respectivă, aplici lumina Bioptron la o distanță de 10 cm de piele. Nu afectează ochii, dar ca mama să nu stai cu ochii deschiși și lumina îi închis, dar fără să aibă un efect dăunător asupra ochilor, da? Timpul de expunere este în general de 10 minute. Dacă este color terapie, timpul se splituiește pentru că la sfârșit cu
Și din experiența dumneavoastră, spuneți-mi, cam după cât timp de terapie zilnică se pot aștepta cei de acasă la primele rezultate? Dacă ne referim la îmbunătățirea circulației locale, efectele sunt mai rapide. Putem vedea după câteva zile o îmbunătățire. Dacă ne referim la formarea de fibre de colagen, după 6 săptămâni, trebuie să dăm timp fibroblastului să se dezvolte, să secrete colagen și așa. Și secreția de colagen este foarte importantă. Știm toți că după 30 de ani capacitatea corpului de a produce colagen scade și atunci acest aparat este binevenit, dar și înainte pentru prevenire, exact cum spuneați. Voi invit doamna doctor să ne luăm jos pentru că mai avem alte întrebări care trebuie să le răspundem. O altă întrebare este, care ne-a venit pe pagina noastră de Facebook, este că cum estimați rata de succes a acestui tratament pentru petele de pe față care sunt cauzate de soare? Petele de soare. Sunt anumite persoane care, sub influența razelor de soare, secretă mai multe melanină și atunci apare acele pete maronii. Din capul locului trebuie spus că expunerea la soare trebuie să facă cu un ecran de protecție, tocmai ca să nu apară aceste pete. În tratamentele acestor pete se folosesc creme care sunt bogate în vitamină C, care au rol de a albi. Dacă în acest tratament folosim și lumina Biotron, rata de succes este mult mai mare. Acum, să vă spun în timp, este greu pentru că sunt pete mai închise la culoare, pete mai deschise la culoare, pe zonă mai mare sau pe zonă mai mică. Depinde cât și se protejează persoana respectivă, în orice caz să nu se aștepte la rezultate foarte rapide. Există contraindicații în ceea ce privește tratamentul cu Bioptron? Nu prea există contraindicații. Tocmai de aceea este un echipament pe care îl folosim în foarte multe afecțiuni, cu foarte multe indicații și este foarte ușor de folosit. Ca orice echipament de fizioterapie, există indicații și contraindicații și limite de tratament. În terapia cu lumină polarizată, practic, indicațiile sunt foarte largi, iar contraindicațiile aproape că nu există. Din contră, am facilitarea de a putea folosi terapia cu lumină Bioptron atât la purtători de metale, implanturi metalice, șuruburi, tijă, proteze de genunchi, proteze de șold, proteze de umăr. Și ceea ce este foarte important, spre deosebire de celelalte aparate de fizioterapie, pot să-l folosesc la pacienții care au stimulator cardiac, cei care au pacemaker. Pentru că niciun alt echipament nu îl pot folosi în această situație. Deci, uite că una din cele mai frecvente contraindicații, nu există contraindicație în terapia cu lumină polarizată. O să rog pe colegul meu, Adrian, să vină puțin mai aproape ca să ne putem auzi și mai bine în cazul în care, pentru că noi nu avem microfon aici. Există zone ale corpului, spre exemplu, ochi, tiroidă sau mucoase, în care nu este indicat folosirea terapiei cu lumină hiperpolarizată? Nu există. Tocmai spuneam înainte că nu este dăunătoare pentru om, numai că este supărător să stai cu ochii deschiși în lumină, se închid ochii, nu este niciun fel de problemă, nu este lumină lasă. Din capul locului, lumina Bioptron este lumina din spectrul solar, din care este scoasă integral radiația ultravioletă. Deci de aceea nu are contraindicații, nu are efecte secundare. Iar din capătul opus al spectrului are o parte din infraroșu cât să încălzească, să facă vazodilatație și să dea o ușoară stare de căldură. Tiroida. Noi știm foarte bine că în color terapie cu culoarea albastră putem aplica pe zona tiroidiană, da, care se numește în medicina chineză este chakra gâtului, da, de se poate folosi în afecțiunile tiroidiene, special color terapia cu culoare albastră. Și ați mai întrebat ceva? Dacă tiroidă mucoase și mucoase. De exemplu, este foarte util și efectul este extrem de rapid. Practic, după ce se termină terapia la câteva minute, îndurerile de gât.
Și atunci se poate aplica și la copii, la adulți. Deci, adică terapia Biotron nu are vârstă, nu are limite de vârstă. Adică are și un rol important în ceea ce privește imunitatea și nu numai imunitatea. E și imunitate și aici sunt studii dovedite, dar, de exemplu, la o durere în gât, care este o iritație a mucoasei, a faringelui. Se poate aplica lumina Biotron, gurița deschisă, 5 minute, acea senzație de arsură, de disconfort, de gândinătură, clar va dispărea. Deci se poate aplica și asupra mucoaselor. Am înțeles. Este eficientă această terapie în ceea ce privește bolile cronice? Este o altă întrebare. Spre exemplu, bolile cardiace sau neoplasm sau reumatism. Întrebarea este extrem de vastă. Și largă. Da, și largă. Nu pot să răspund într-o singură frază. Hai să începem cu o boală cronică care toți o vom experimenta odată, boala reumatismală. Dar mă refer la cea cronică degenerativă, de uzură, de vârstă, că la un moment dat încep să te doară articulațiile, genunchii, mijlocul, cervical, umărul și așa mai departe. În toate aceste afecțiuni articulare, lumina Biotron are indicație. Ameliorează durerea prin diverse mecanisme, combate contracturile musculare, deci cu alte cuvinte, relaxează musculatura, da? Îmi ameliorează circulația locală. Dacă vorbim de reumatism, este folositor și în afecțiunile de părți moi, tendinite, bursite, care apar de obicei la sportivi, la tineri care își supra-solicită articulațiile în diverse sporturi, da? Calmează și are un efect antiinflamator. Poate fi folosit și în reumatismul de tip inflamator, cum este artrita reumatoidă în afara buseului acut, deci nu când articulația este fierbinte caldă, în spondilită, deci în inflamațiile articulare, dar repet, nu când este caldă și foarte dureroasă articulația, boli cronice, bolile cardiovasculare. Spuneam că prin componenta infraroșu are un efect vasodilatator. În același timp, sunt studii care au arătat că prin tratamentul cu lumina Biotron crește concentrația oxidului nitric. Este un gaz care are o efemeritate mare în organismul nostru, dar care în ultima vreme este considerat un marker al afecțiunilor cardiovasculare, ceea ce îmbunătățește circulația cardiovasculară. În ceea ce privește neoplasmele, întrebare extrem de frecventă. Nu niciodată nu o să afirm că lumina Biotron vindecă vreun cancer. Nu. Dar după tratamentul unui cancer, după intervenție chirurgicală, pentru orice durere în altă parte sau chiar pe zona respectivă, pentru cicatrizare, se poate folosi pentru că nu are componenta ultravioletă, nu are efecte secundare. Dar, repet, nu pentru a trata cancerul, ci pentru a trata durerile care apar la oarecare distanță sau, de exemplu, pentru cicatrizarea intervențiilor chirurgicale, pentru că spuneam că stimulează formarea de fibroblaști și orice tăietură, orice incizie chirurgicală, orice ulcerație pe piele, un ulcer varicos sau dintr-un picior diabetic, sau arsură, inclusiv arsurile solare sau arsurile de gradul 2 și 3, vor cicatriza mult mai repede și vor face o cicatrice mai estetică și, ceea ce e foarte important, de bună calitate, adică nu va fi o cicatrice friabilă care să se rupă ușor. Este foarte important ce punctați dumneavoastră, adică raza de acțiune și beneficiile Biotron sunt foarte largi, adică vorbim de la, inclusiv de la sportivi, care știm, sunt foarte mulți sportivi de performanță care folosesc Biotron în ceea ce privește recuperarea, dar în ceea ce privește dermatita seboreică, ne întreabă cineva. Da, am pomenit anterior, este atunci când avem o producție mai mare de grăsime, de sebum, da, poate fi folosită cu încredere terapia aceasta. Bineînțeles, se asociază și totdeauna, dacă vrei să ai succes, să ai un consult dermatologic, să folosești și cremele indicate de dermatolog. Lumina Biotron nu face decât să accelereze, să reducă timpul de vindecare, pentru ca penetrarea, intrarea la nivelul pielii sau stimularea glandelor, da,
penetrarea la nivelul pielei a substanțelor active din cremă, mă refer, sau la stimularea glandelor sebacee în această situație să fie mai bună. Dar pityriasisul versicolor este o afecțiune dermatologică care are o cauză, un factor patogen. Clar, tratamentul trebuie să fie medicamentos, sub conducerea medicului dermatolog, dar ulterior, sau în timpul tratamentului, se poate folosi și lumina Bioptron pentru că accelerează vindecarea. Dar, repet, numai sub tratamentul dermatologic, fiind o boală produsă de un agent patogen. O altă întrebare vine de la Oana Ioana din Babadag, Tulcea. Ea spune că este în curs de a achiziționa Bioptronul. M-am informat și știu că este recomandat pentru tot felul de dureri. Vreau să știu dacă calmează durerile pentru toate afecțiunile reumatismale, ceea ce am răspuns până acum, pentru un moment, sau are efect în vindecarea afecțiunilor. Are efecte adverse și dacă poate fi folosit atât de copii, cât și de cei vârstnici. Câteva aspecte ne-am atins. Da. Da, e foarte important. Nu vindecăm reumatismul. Atenuăm. Nu există să vindeci reumatismul la ora actuală. Că vorbim de reumatism inflamator, artrita reumatoidă, spondiloartropatie, seronegative, la ora actuală, în lume, nu există o soluție de vindecare. Există o terapie biologică care face ca evoluția bolii să fie mai blândă. Dacă vorbim de reumatismul degenerativ, de uzură, de vârstă, cel care ne paște pe toți, e adevărat, pe unii mai mult, pe alții mai puțin, în funcție de moștenirea genetică, și aici vorbim de ameliorare, dar nici de cum de vindecare. Da? Ameliorăm durerile, contracturile musculare, mobilitatea, da, dar nu vindecăm aceste boli. Dacă sunt limite de vârstă, spuneam, o terapie care nu are limite de vârstă, chiar de la copilul, de la sugata, care cum să spun, poate să facă anumite iritații în zona scutecului, pampersului acum, în popor se spune când se opărește. Exact, da? Da. Se poate aplica lumina Bioptron pentru că calmează pielea respectivă iritată, dacă iritația a fost mai mare, cicatrizează zona respectivă. Poate fi folosit la persoane de 90 de ani, de 100 de ani, pentru diverse afecțiuni. Afecțiunile de obicei articulare sunt cele care îi supără cel mai mult. Dar prin color terapie, prin aplicarea pe anumite zone, de exemplu pentru insomnie, pentru stare de depresie, este foarte bun în stadiile inițiale și în boala Alzheimer, ca tratament adjuvant, bineînțeles. Nicoleta Tastaron spune așa: am cumpărat Bioptronul mic de mână, am făcut acum 3 săptămâni embolizarea fibromelor uterine. Embolizarea se face prin artere, prin mâna stângă, iar fibromul se ischemizează singur, deoarece nu mai este hrănit. Întrebarea mea este, pot folosi Bioptronul, ajută la ischemizarea mai rapidă și într-o proporție mai mare? Dacă da, cum anume, am și seturi de culori. Sunt două lucruri total diferite. Ischemizarea se face în cadrul intervenției chirurgicale, da? Ischemizarea înseamnă ca să blochezi circulația sângelui într-o arteră care încrănește fibromul respectiv, se face intraoperator, se introduce o substanță, sunt diverse substanțe, un alcool polivinilic sau niște bureți de gende, dimensiunea grăunțelor de nisip. Și acelea se introduc pe cale vasculară ca să îmblocheze circulația respectivă. Noi până acum am vorbit că lumina Bioptron activează și sporește circulația locală. Deci răspunsul nu, lumina Bioptron nu se grăbească procesul de ischemizare sub nicio formă. Dar dacă din alte motive va avea o durere de mijloc, o durere de șold, și după ischemizare, este o perioadă de durere abdominale, cam la o lună după intervenția chirurgicală, poate să folosească lumina Bioptron în sensul de a calma durerile, fără niciun fel de alt risc. Dar dacă dânsa se referă că vrea să crească, să mărească procesul de ischemizare cu lumina Bioptron, răspunsul este nu. Gabi Conta din Cluj spune așa: am o fetiță de 6 ani cu epilepsie, se poate folosi Bioptronul, ajută sau nu? Și cum să-l folosim? Nu are indicație în tratamentul epilepsiei. Epilepsiile, crizele de epilepsie pot să fie declanșate de foarte mulți factori, da? Stimulanți.
excitant pentru sistemul nervos central? Răspunsul meu este nu. Liliana Balașa din Hunedoara spunea, bioptronul este foarte bun, când îl folosesc în zona cervicală, îmi provoacă însă o stare de irascibilitate, aceeași pe care o am și vara când e soare afară și nu am zona cervicală acoperită. E normal? Pot să folosesc astfel aparatul? Este o situație mai rar întâlnită sau foarte rar întâlnită. Acum pot să pun așa o întrebare. Depinde la ce distanță ține aparatul bioptron. Probabil că îl ține foarte aproape și atunci încălzește mai tare. Nu se vede distanța de 10 cm. 10 cm, exact. La color terapie mai puțin, da. 5 cm, dar în rest la 10 cm. La bioptronul Pro, da, avem acel picioruș care ne fixează distanța de 10 cm. Deci o posibilitate ar fi să îl țină prea aproape și atunci încălzește prea mult, având o sensibilitate la căldură, nu se simte bine. Ce poate să facă? Să mărească distanța, da? Nu știu cât timp îl expune pe zona respectivă, poate să reducă timpul la 6 minute, dacă 10 minute sunt prea mult. Bun, trebuie să spun celor de acasă că aparatul Bioptron există în modele diferite. În spatele nostru este unul care este folosit în special în clinici, în spitale, în special, da, pentru în uz profesional. Este Bioptronul 2. Da. Deci avem cele trei aparate aici. Da. Hai să începem de la mic la mare. De la, da, mic la mare. Bioptronul Medol este cel mai des întâlnit la clienți. Adică îl pot cumpăra și eu acasă să-l avem. Sigur că da. Are un diametru de 5 cm. Bun. Efectul este același. Dar v-am spus, este eficiența în timp. Da. Al doilea Bioptron este Bioptronul Pro 1, cel din spatele nostru, care are un diametru de 11 cm. Are posibilitatea de a erosi la cam 300 de grade poziția capului, astfel încât să-l orientez perpendicular pe zona de tratat. Prin suportul pe care îl are, poți să-l cobori sau să-l urci în funcție de zona de tratat. Iar acesta este dispozitivul Bioptron 2, foarte util în cabinetele medicale. Da. Are un diametru mai mare, deci eficiență pentru timp, în managementul timpului este mult mai mare. Și acesta poate fi fixat pe un suport la înălțimi diferite, dar în același timp el poate fi fixat și pe perete și de acolo îl miști prin braț pe zona pe care vrei să o tratezi. Dar efectul în interiorul organismului, în interiorul țesuturilor, este același pentru toate. Bun, și aici lângă bioptronul pe care de uz casnic, așa, vedem și aceste filtre colorate. Aceste filtre există și la Medol, dar da, există și la Bioptronul Pro 1. Bun. Aici intrăm în cu totuși tot o altă abordare a mecanismelor de acțiune a luminii polarizate. Mergem într-o altă accepțiune în care organismul este privit ca energie și nu ca materie. Mergem în medicina tradițională chineză, unde știm că există la nivelul corpului, așa cum ei interpretează, niște centre energetice mari, care se numesc chakre. Fiecare centru energetic îi corespunde o culoare. Sunt culorile roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet. Sunt culorile din curcubeu. Știm foarte bine din fizică că fiecare culori îi corespunde o anumită lungime de undă. Și filtrele, da, făcute de compania Zepter, nu sunt niște filtre simple cu culoare, ci fiecare filtru culoarea este dată de un oxid metalic care este îmbogățit cu anumite informații. Aici este o discuție mult mai lungă și nu face, nu avem timp să o dezbatem. Dar transmite o informație fiecare chakre și zone pe care noi vrem să o tratăm. În funcție de efectele fiecarei lungimi de undă, ne adresăm pentru calmare, pentru energetizare, pentru cicatrizare, pentru regenerare, pentru stimulare în plus sau în minus a sistemului endocrin. În funcție de aceasta, noi folosim culorile. Au o aplicabilitate foarte mare, sunt diverse
rețete, ca să spun așa. Ceea ce trebuie știut, că noi știm toate excesele, nu sunt bune în niciun domeniu și atunci când folosim o culoare, trebuie să o stingem 1-2 minute la sfârșit cu culoarea complementară. Dar tratamentul este extrem de complex și se spune că tratamentul din color terapie este de mai lungă, efectele se văd mai târziu, dar persistă mult mai mult în timp. Un lucru foarte important este că recent a fost lansat filtrul Full RN. Este un filtru cu lumină hiperpolarizată. Practic, lumina depășește sfera milimetrilor din piele și ajunge oarecum în interiorul organismului și ajută la refacerea organelor din interior. Așa am citit pe www.auromania.ro, pe care e un portal pe care invit toată lumea să se numărească. Este pentru a lămuri lucrul acesta, trebuie să vorbim cel puțin o oră. Am înțeles, da. Este foarte adevărat, deci filtrul Full RN are la bază concepte și tehnologii care au fost validate în ultimii ani prin primii Nobel. Primul Nobel în chimie, primul Nobel în biologie. Primul Nobel în chimie, cred că în 1993, dacă nu mă înșel, a fost luat pentru descoperirea moleculei carbon 60. Este singura moleculă care reușește prin un singur atom, un singur tip de atom, cum este carbonul, să-mi facă o structură icosaedrică sau dodecaedrică formată din mai multe suprafețe hexagonale și pentagonale. Este foarte vastă discuția. Am înțeles, dar... Ca să rezumesc foarte puțin. Așa. Lumina care trece prin acest filtru Full RN este proiectată sub forma ca unui vortex circular. Da. Care se suprapune foarte bine pe structura unor molecule la nivelul creierului, asupra clatrinelor, care îmi facilitează transferul de energie în celulă și din celulă. În felul acesta are un efect asupra organismului în transmiterea informației și în felul acesta îmi modulează reacțiile la nivelul corpului. Aceasta este o explicație extrem de sumară. V-am spus, trebuie discutat foarte mult despre acest lucru pentru a fi foarte bine înțeles. Îi invităm pe cei care ne urmăresc să acceseze www.wowromania.ro, un portal, un site în care veți găsi foarte multe informații despre tot ceea ce înseamnă Bioptron, filtrele respective și inclusiv noul filtru Full RN cu lumină hiperpolarizată. Doamna doctor, eu vă mulțumesc foarte mult, iar pe cei care ne urmăresc, le transmitem așa că ei pot să vină pentru consultanță aici la centrul Bioptron de pe Bulevardul Unirii 70 la sediul CETE Internațional România. Pentru consultanța este gratuită de luni până vineri, între orele 10 și 18:30. Vă mulțumim tare mult, doamnă doctor. Mulțumim, o zi frumoasă.